6 conturi dintr-o bancă din țara noastră ale oligarhului fugar Ilan Șor, care a fost condamnat la pușcărie în dosarul frauda bancară, au fost blocate în urma deciziei Serviciului Fiscal de Stat. Instituția a dispus același lucru și în cazul a 4 conturi ale lui Alexandr Kalinin, lider al Partidului Regiunilor, care a anunțat la sfârșitul anului trecut că recrutează moldoveni care vor să lupte de partea Rusiei în războiul din Ucraina. La fel și pentru 3 conturi bancare ale controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon, dar și pentru unul deschis pe numele ex-deputatului PDM, Vladimir Andronachi, cercetat penal în dosarul frauda bancară. Hotărârile Serviciului Fiscal de Stat vin în contextul în care, la sfârșitul anului trecut, Consiliul Interinstituțional de Supervizare de la Chișinău s-a pronunțat în favoarea aplicării restricțiilor internaționale în privința persoanelor menționate care au fost incluse în ultimii ani în listele sancțiunilor impuse de alte state, precum Canada, Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii.